Primul rând trebuie să remarc după vizita de astăzi că presiunea pe care am pus-o cu toții pe rezolvarea unor probleme istorice la acest depozit de deșeuri au început să dea rezultate. Presiunea aceasta s-a materializat prin instalație de ardere, prin instalație de captare de gaz și printr-o promisiune pe care am primit-o că până la jumătatea anului viitor celulele 1, 2 și 3 vor fi toate conectate la această instalație de ardere a gazului, astfel încât toate acele gaze de depozit emise în atmosferă acum nu vor mai fi emise în atmosferă, ci vor fi tratate și automat se va rezolva și problema deșeurilor. Practic, acesta este angajamentul cel mai important pe care l-am primit astăzi și care ar trebui să rezolve problema mirosurilor din Brașov într-o măsură foarte mare. Am exprimat opinia aceasta de mai multe ori și inclusiv în discuțiile de astăzi. Consider că felul în care a fost stabilită locația acestui depozit în anul 2004, când el a început să funcționeze, a lăsat multe probleme. Este mult prea aproape de zona locuită, este pe o direcție nefericită a maselor de aer, a vântului. Și cred că pe termen mediu trebuie să ne gândim deja la viitoarea locație și la viitorul depozit. Avem o discuție deschisă în acest sens cu operatorul gropii. Există deschidere spre a identifica aceste soluții și spre a face tranziția de la această locație către una viitoare. Nu știu dacă asta se va întâmpla în 3 ani, în 4 ani, în 7 ani de zile, dar asta este direcția spre care trebuie să mergem. Așa cum a spus și domnul primar, am venit să facem o evaluare a stadiului în care, pe de o parte, nivelul de umplere a celulei 3, să constatăm cam cât timp ea mai poate fi folosită și să vedem și stadiul în care se află pregătirile pentru deschiderea celulei 4, celulă 4 care are autorizație de construcție, dar care urmează să aibă și să primească și autorizația și acordul de mediu în urma dezbaterii care va avea loc în luna ianuarie.